Bună seara, bună ziua, bine v-am găsit la Punerea pe gânduri, emisiunea realizată de RFI și de Dilema Veche. Mergem astăzi la țară, mergem în provincie, în orice caz ieșim din București pentru a discuta despre cultură. Care este viața culturală în afara Bucureștiului? Este ceea ce își propune să descopere Dilema Veche în această săptămână și implicit emisiunea pe care tocmai o ascultați. Două invitate în studioul RFI, Anda Becuț, director la Centrul de Cercetare și Consultanță în domeniul culturii, și Stella Georgianu, jurnalistă la Dilema Veche. Bună ziua, bună seara, mulțumesc că ați venit. Bună seara. Vor mai interveni în această emisiune și Matei Vișniec, dramaturgul Matei Vișniec, bun cunoscător al vieții culturale în provincia franceză și în cea din România, și Laurențiu Bădicioiu, profesor la Liceul Grigore Tocilescu din Mizil, inițiatorul unui bun și deja cunoscut festival de epigrame. Vă propun să începem, deci. Stella Georgianu, ai fost în comuna gălățeană Costache Negri, unde ai făcut niște descoperiri despre viața culturală de acolo. Este o comună care s-a înfrățit cu altă comună din Franța la începutul anilor 90 și și-au dat seama, din câte am citit din reportajul pe care l-ai făcut, că după apă, după canalizare, după electricitate, au nevoie și de cultură și și-au pus în cap să refacă ceva din căminul cultural. Da, mă gândeam, a fost de fapt înfrățirea cu un sat din Europa, era pe vremuri un fel de prim pas către accederea în Uniunea Europeană. Înființarea căminului cultural a fost mai mult o solicitare venită din partea francezilor, care au spus, ok, noi ne înfrățim cu voi, dar în primul rând trebuie să aveți canalizare, infrastructură și, bineînțeles, un cămin cultural. Dorința românilor de a avea acolo un cămin cultural a fost realizată cu ajutorul francezilor, francezii ducându-i în satul lor, prezentându-le căminul cultural de acolo, le-au deschis apetitul pentru ce s-ar putea întâmpla dacă aveau asemenea clădire, asemenea instituție. Te voi întreba puțin mai încolo să vedem și cum au reușit să facă, dacă au reușit să facă ceva. Anda Becuț, director de cercetare la Centrul de Cercetare și Consultanță în domeniul culturii, câte cămine culturale mai sunt în România și la ce folosesc ele? Putem spune, aveți o statistică în acest sens? Da, din păcate o statistică foarte, foarte exactă nu avem, nu deținem. Noi am încercat în anul 2005 la Centrul de Cercetare să facem o astfel de statistică. Problema este că aceste cămine sunt în subordinea primăriilor locale și raportarea lor către Ministerul Culturii s-a făcut cu foarte mare greutate. Deci, practic, adică primările nu voiau să spună dacă mai au cămine culturale sau nu? Dacă mai aveau cămine funcționabile, pentru că clădirea, e, în mod clar, există. Dar ce se întâmplă în acea clădire și câți angajați, ce activități au aici, raportările se făceau mai greu. Dar aveți cumva cifre, nu știu, de dinainte de 89, se știe cam câte din păcate nu. Și acum, la ce nivel ar fi, nu știu, de ordinul zecilor, al sutelor, al miilor? În mod cert, cam fiecare comună are câte un cămin cultural, o clădire. Da. Din aceste clădiri, cât la sută au o activitate cu caracter cultural, aici e mai greu de spus. Să zicem, în principal, activitățile care se desfășoară țin de viața comunității respective. Am văzut și în articolele din acest număr, se accentuează ideea de asupra faptului că la căminul cultural se întâmplă mai mult activității de tipul nunților, botezurilor. Deci, practic, partea de cultură, așa cum ne imaginăm noi, proiecții de film, spectacole de teatru, nu mai este chiar atât de nu are o pondere chiar atât de importantă. Asta datorită faptului că partea artistică și legătura cu partea artistică, de exemplu, un centru de proiecție sau o aparatură de proiecție nu există. Ele sunt foarte slab utilate. Uneori nu există, vă spun din experiența mea, am mers pe teren în studiu pe care l-am făcut în 2005,
nu existau nici măcar suficiente scaune sau nu știu, orice legătură cu lumea artistică. Nu exista un parteneriat cu o instituție de spectacol care să vină să organizeze acolo un spectacol de teatru. Vom mai vorbi despre asta. Vă propun pentru un moment să vedem de unde au venit și de când datează căminele culturale. Mulți dintre noi și ne amintesc ca pe niște, nu știu să le spunem, instrumente de propagandă din timpul perioadei comuniste. Sunt însă mult mai vechi, după cum ne spune Andreea Pietroșel. Căminele culturale nu își au origine în perioada comunistă, așa cum ar mai putea crede unii. De fapt, se poate spune că istoria căminelor culturale se confundă cu istoria învățământului modern românesc. Ideea a fost lansată de Spiru Haret, continuată de Nicolae Iorga și desăvârșită, dacă putem spune așa, de sociologul Dimitrie Gusti. Preocupat de ridicarea poporului prin cultură, Gusti a desfășurat un amplu program cultural în spațiul rural, program care a cuprins cercetări monografice, înființarea de școli țărănești și de cămine culturale. Instituția Căminului Cultural, așa cum a fost concepută de Gusti, a fost recunoscută ca o soluție originală de restructurare a vieții satului interbelic cu larg ecou internațional, primind aprecieri elogioase chiar din partea președintelui SUA, F.D. Roosevelt. Iată cum definea o lege din 1938 Căminul Cultural, ca pe o unitate de lucru, alcătuită și condusă de localniți, săteni, intelectuali și fii ai satului plecați din sat. Printre funcțiile sale se aflau dezvoltarea culturii sănătății prin preîntâmpinarea și combaterea bolilor, dezvoltarea culturii muncii prin îndrumarea către o mai bună producție și prin dezvoltarea culturii minții, sufletului și educației naționale. Definiția e cu totul alta în dicționarul enciclopedic român din 1962, unde căminul cultural e văzut ca o instituție de răspândire a culturii în mase. Înainte de 1944, căminele culturale au fost subordonate în întregime scopurilor propagandistice reacționare ale regimului burghezo-moșieresc. Interesante cele două definiții. Stăm de vorbă despre căminele culturale și despre cultura la ea acasă, așa se numește acest număr din dilema, cultura la ea acasă. De fapt, cultura în afara Bucureștiului, a spune, la sate, în orașele mici. Stăm de vorbă deci cu doamna Anda Becuț, director de cercetare la Centrul de Cercetare și Consultanță în domeniul culturii, și Stella Georgianu, jurnalistă la Dilema Veche. Stella, ai fost în această comună Costache Negri, care este înfrățită cu La Roche-sur-Yon din Franța. Se întâmplă ceva cultural acolo? Ce se întâmplă? Când am fost eu, adică acum aproape un an, era o clădire într-adevăr impresionantă, dotată cu tot felul. Apropo de ce spuneați, că foarte puține au parte de asemenea dotări. Din păcate, era goală, era închiriată, era un fel de semipensiune neoficială. Bineînțeles, se făceau nunți, botezuri, parastase când era cazul, altfel nu se întâmpla nimic. Sau cât de departe e în Galați, cât de departe este de un oraș mare? Nu este foarte departe, dar ideea de a aduce acolo o trupă de teatru, pentru că eu am vorbit cu oficialii de acolo. Problema era de infrastructură în primul rând. Bun, aducem trupa de teatru aici, dar unde o cazăm? Au nevoie de condiții și până la urmă toate astea adunându-se se ajunge la o renunțare stil noi avem nevoie de străzi pavate, nu să ne batem acum capul să aducem o trupă de teatru sau... Da. Stăm de vorbă acum cu Matei Vișniec, cu dramaturgul Matei Vișniec. Bună ziua, Matei, sper că ne auzi. Bună ziua, da. Matei, tu vii din România, stai la Paris, cunoști bine ce se întâmplă, mai bine decât mulți dintre noi cei care stăm aici în București, cunoști bine ce se întâmplă în țară, în România, pentru că tocmai călătorești foarte mult, știi, de exemplu, cum arată căminul cultural din Rădăuți, orașul în care te-ai născut. Cum e el acum? Da, am vizitat mai multe orașe care au o anumită vocație culturală datorită unor astfel de cămine sau case de cultură. La Rădăuți există o tradiție încă de dinainte de al doilea război mondial. Casa de cultură a fost construită prin 1937 cu salariile profesorilor și învățătorilor din județ care și-au cedat pe o lună salariul. Și în felul acesta s-au pus bazele acestei case de cultură, care programează, a avut perioada comunistă, acum este destul de activă,
Sunt chiar mândru că în Casa de Cultură de la Rădăuț, când ajung acolo, pot vedea întotdeauna pe afiș că e un concert, că e un spectacol de teatru. Bun, mai e și Târgu Olarilor, mai sunt și spectacole de folclor. Din când în când vin teatre importante de la Botoșan sau de la Iași cu câte o reprezentație. În orice caz, aceste case de cultură pot face mai mult în România dacă ar avea, cum să zic, un fond de idei pe care să și le împărtășească. De pildă, auzeam adineaori conversația legată de cum să cazeze o trupă de teatru într-un oraș care nu are mijloace, sau vine o trupă de teatru într-un oraș fără mijloace și Casa de Cultură n-are unde să-i cazeze pe actori. E bine, în orașul din Franța, da, există un festival care se numește Est-Vest, care durează de aproape 18 ani. Festival de geografie, nu? Da, este un festival și sunt invitați oameni din străinătate, artiști din străinătate, și sunt cazați la locuitori. Adică s-a creat o asociație cu oameni din acest oraș care au case. Ori acum sunt oameni bogați peste tot și au construit case noi. S-a construit o asociație și locuitorii și-au zis, noi putem oferi o cameră și timp de 10 zile cât durează festivalul, îl găzduim pe respectivul artist sau cântăreț sau actor sau venit din estul Europei sau de unde vine. Adică totul se poate cu anumită energie. De pildă, de mai multe ori am fost la un festival underground la Arad, organizat inițial de Casa de Cultură din Arad. Un poet a fost în fruntea acestei case, nu știu dacă mai este, Ovidiu Balint, cu o enormă energie a creat acest festival. Cum a găsit banii, a reușit, în orice caz au fost până și la festivalul de la Avignon, pentru că nu numai că au creat un festival, au reușit și să creeze spectacole, să producă spectacole în colaborare cu alte instituții, cu Teatrul de Păpuși sau cu alte instituții. Adică totul este posibil dacă ar exista mai multă mobilitate. Aș vrea să mai, dacă mai permis două minute, să mai dau un exemplu din Franța. Bine, există case de cultură în Franța care au fost în special imaginate, create după al doilea război mondial, pe fondul descentralizării culturale, dar există și niște asociații care se numesc Asociațiile de Teatru Popular. Ori, aceste asociații sunt formate din profesori, pensionari, medici, oameni care iubesc teatrul și care și-au spus, noi vrem să aducem în orașul nostru niște spectacole interesante, spectacole pe care le considerăm noi că trebuie să le vadă copiii, tinerii, rudele noastre, în orice caz, tineretul special. Ori, această asociație, fiind cu scop nelucrativ, poate din când în când să obțină o finanțare și membrii ei se duc la diverse festivaluri din Franța, văd spectacole și după aceea invită ei aceste spectacole cu banii asociației în colaborare cu casele de cultură și ei sunt programatorii potențiali sau programatorii reali, programatorii unei părți din ceea ce se întâmplă în respectivele case de cultură. Pentru că uneori un director de casă de cultură, zicem că nu are vizibilitate mare, el este un bun administrator, dar nu știe întotdeauna ce să programeze. Se poate înconjura de o astfel de asociație care să-i spună, iată, uite, acolo am văzut spectacole extraordinare, să vină și la noi, nu știu, Matei Vișne, Cai la Fereastră, pentru că tot figurează în manualele școlare. Deci sunt o mulțime de posibilități, dar nu știu dacă există o coordonare și o informație care să circule de la, știu eu, director la director. Dar, Matei, totuși, tu vii destul de des în România și circulă, încă o dată o spun, în orașe în care noi, cei care suntem toată ziua aici la radio, nu ajungem întotdeauna. Ai impresia că lucrurile evoluează în cei, nu știu, în anii care au trecut de la Revoluție sau, dimpotrivă, e din rău în mai rău? Cum simți? Și cum simți că se schimbă lucrurile, dacă s-au schimbat, după ce România a intrat în Uniunea Europeană? Există o altă dinamică sau nu? Există o dinamică. Ar fi, cum să zic, l-am supărat pe Dumnezeu în cazul în care există, el iubește cultura pentru că iubește diversitatea, să spunem că nu se întâmplă nimic. An de an eu vin în România și uneori merg în turneu cu trupe franțuzești în general, pentru că aduc în fiecare an francezi care sunt curioși de să vadă România. Ei descoperă un lucru absolut formidabil, o lume francofonă și francofilă, instituții care organizează festivaluri interesante, nu mai zic de Sibiu, care este un mare festival, sunt și alte festivaluri mai mici, dar foarte importante. Știu eu, la Târgoviște există un festival de pildă la care am fost cu o companie franceză anul acesta, sau la Oradea, sau la Satu Mare, sau festivalul de autor de la Timișoara. Sigur, unele sunt organizate de teatre, dar există o dinamică și observ cât de des mi se solicită dreptul
pentru montări de companii private, de companii de tineri. Mă sună sau îmi trimit, să zicem, mesaje prin internet și îmi spune: domnule Vișnei, suntem o companie foarte săracă, acum ne-am format, nu avem cu ce să vă plătim drepturi, dar vrem să jucăm acolo și acolo. Și bineînțeles că le dau întotdeauna drepturile și sunt încântat că astfel de grupuri de teatru profesioniste, pentru că s-au multiplicat și școlile de teatru în România și tinerii simt nevoia să aibă și ei inițiativa. Ei bine, aceste grupuri sunt numeroase și se agită, ei caută uneori locuri, ele, grupurile, caută locuri în care să-și prezinte spectacolele, casele de cultură, aceste cămine sunt locuri care pot să-i primească. Deci nu există o stagnare, există dimpotrivă o explozie de căutare, de energie, pe care eu o văd an de an când merg în România și nu pot să onorez toate invitațiile pe care le am, de altfel, din păcate. Deci nu avem motive să fim triști, pe fond de criză, cultura reprezintă un atu, de altfel lumea se refugiază în cultură, se refugiază în cărți, își caută, știu eu, răspunsuri nu numai la televizor, ci și în spectacole, și în concerte, și în conferințe. Deci această criză pe care o traversează Europa și chiar și zona euro și chiar și Europa de Est este o șansă pentru cultură. E criză. Vă oferim cultură mai multe ca să înțelegeți de ce e criza. Iată care ar trebui să fie deviza celor care iubesc cultura. Mulțumesc, Matei. Într-adevăr, știm că ești foarte generos cu drepturile tale de autor. Au confirmat-o mai multe companii teatrale. Mă întreb din ce trăiești la sfârșitul lunii dacă oferi cu atâta generozitate drepturile de autor. De la eresii. Dar asta e o altă discuție. Mulțumesc foarte mult. Stăm de vorbă în continuare în studioul RFI cu Anda Becuț, director de cercetare la Centrul de Cercetare și Consultanță în domeniul culturii, și cu Stella Georgianu, jurnalistă la Dilema Veche. Doamne Becuț, totuși ați vorbit despre ce se întâmplă bine și mai puțin bine în ce a rămas din căminele culturale. Hai să continuăm în această notă pozitivă pe care a lansat-o Matei Vișniec. Care ar fi totuși elementele bune care s-au întâmplat în ultimii ani și dacă aveți câteva exemple pozitive, pentru că noi avem câteva. Da, așa cum spunea și domnul, sunt anumite nuclee, centre culturale, nuclee de activități culturale, chiar și în orașele mici. Și aici avem exemplu unor orașe mici care apar în topul vitalității culturale. Târgoviște este unul dintre aceste orașe, la fel și Sfântul Gheorghe. Sau Miercurea Ciuc, am văzut, sunt două orașe cu populație preponderent maghiară. Are vreo importanță acest fapt sau e... Nu aș vrea să... Adică nu știu în ce măsură etnicizarea ar avea un cuvânt de spus, ci pur și simplu cred că acolo există un interes mai mare și din partea autorităților locale. De exemplu, la Sfântul Gheorghe banii alocați de la primărie pentru cheltuielile de cultură suma este printre cele mai mari sume alocate în comparativ chiar și cu orașe mai mari precum Clujul, Constanța, Iașul. Pe de o parte ar trebui să fie și interes din partea autorităților locale, pe de altă parte și poate și inițiativele societății civile. Tot în aceste locuri am observat foarte multe trupe de amatori, cluburi de teatru sau din domeniul artelor vizuale. Cred că și practicile amatoriale și modul în care societatea civilă simte nevoia să se implice în organizarea evenimentelor culturale, și aceasta are un cuvânt de spus. În ce măsură, Anda Becuț, în ce măsură faptul că totuși în viața satelor din ultimii 10 ani au loc multe schimbări, în sensul că oamenii pleacă de acolo, pleacă nu neapărat către orașele din România, dar de multe ori pleacă în străinătate, în ce măsură are un impact acest lucru pentru bruma de viață culturală care există la țară? Cred că o cauză migrației sau, mă rog, și lipsa de acces la evenimente culturale, nu numai lipsa de acces la infrastructură, nu știu, de drumuri sau de apă, canalizare, cred că și asta mobilizează, dar pe de altă parte cred că cei care se întorc în satele de unde au plecat vin cu un alt model și cred că ei dacă pot avea, dacă se mai întorc. Da.
Dacă se mai întorc, cred că pot veni cu altă abordare a mobilizării civice. Stella Georgianu, vorbeam cu Matei Vișniec ceva mai devreme și din câte, ca să rezum într-un proverb ceea ce spunea el, până la urmă e vorba despre oameni, despre, nu știu, despre omul care sfințește locul, am spune dacă am crede în sfinți. El dădea exemple care merg pornind de la niște persoane, de niște oameni, de la niște indivizi care au inițiative, care fac să se întâmple lucruri. Așa este. Din păcate, periplul meu, mai ales prin satele europene din România, nu am văzut așa ceva. Ce înseamnă satele europene? E vorba de acel proiect derulat acum câțiva ani de Uniunea Europeană. Sunt 27 de sate europene, sate care au câștigat această titulatură printr-un proiect comunitar, adică au făcut cu toții, au zugrăvit o școală sau era o problemă de asta de cum să facem ceva împreună. Eu cred că e o problemă de management cultural, de lipsă de identitate a căminului cultural. Oamenii își doresc înființarea sau reabilitarea fostului cămin. Dar când îi întreb ce ați vrea, de ce vreți, de ce aveți nevoie de un cămin cultural, răspunsul majoritar este să aibă tinerii unde să se întâlnească. Adică nu este, e un fel de club, de socializare căminul cultural a rămas, nu funcția de realmente de cultură de calitate. Vorbeam cu altcineva ceva mai devreme care spunea despre excesul de folclor în căminele culturale, adică atunci când nu ai o nuntă, când nu ai un botez, când nu ai un parastas, cum spunea Stella Georgianu, ai folclor, ai foarte mult folclor. E bine, nu e bine, e, nu știu, e monocultural. Cred că există și Anda altceva, Becuț. nu numai apetitul pentru folclor și spectacole populare. Chiar și în orașele mici am constatat un potențial ale economiei creative. La fel, în topul vitalității culturale, partea de industrii creative și de creativitate, cred că a contat foarte mult ca să ridice un oraș în acest top. Deci nu cred că există de asemenea artiști locali, artiști plastici, care au nevoie de un spațiu în care să-și expună. La fel, există poate oameni cu potențial literar care au nevoie de un spațiu în care să schimbe idei cu oameni din branșă. Deci nu cred că neapărat partea de folclor. Poate și pe filiera, dacă mergem pe filiera originii, faptul că Dimitrie Gusti, care studia obiceiurile și tradițiile populare, a imprimat oarecum o dimensiune, linie, da. A tras o linie, da. Dar să nu uităm că totuși, cum spuneam, și în perioada interbelică ei aveau, căminele culturale aveau și rolul de educație. Am văzut într-adevăr, adică se făceau igienă până la economie, exact, da. Exact. Cultura era în al treilea plan. Bănuiesc că s-ar putea face același lucru și acum, o alfabetizare în domeniul utilizării internetului, utilizarea noilor tehnologii s-ar putea face, chiar și discuții pe teme civice. Deci nu cred că totul ar putea să se rezume doar la activități folclorice și atât. Stăm de vorbă acum cu domnul Laurențiu Bădicioiu, profesor la Liceul Grigore Tocilescu din Mizil. Bună ziua! Bună ziua! Sunteți inițiatorul unui festival de epigrame care este deja la a cincea ediție, se numește, cum altfel, Romeo și Julieta la Mizil, după cunoscutul Ranetti. Cum merge? Ce faceți de fapt acolo? Și am văzut că aveți în ediția pe care o organizați acum și care de fapt va avea loc la începutul anului viitor, aveți invitați buni, Solomon Marcus, de exemplu, va veni la Mizil.
Cum v-a venit ideea și cum vă descurcați? Ideile, iată că pot veni oriunde, și într-un cămin cultural, și într-o casă de cultură la Mizil sau la Liceul Teoretic Grigore Tocilescu, pentru că, în opinia mea, cultura nu are centru sau margine. Ideea a venit pur și simplu. Eram la un bacalaureat pe la Urlați, iată, un alt loc de notorietate literară, și m-am gândit așa deodată, era cald, erau 40 de grade, mi-a venit în minte titlul ăsta, Romeo și Julieta la Mizil. Nu întâmplător, se împlineau, cred că 100 de ani de când Ranetti publica în 1907, cred că în 2007 mi-a venit ideea asta, a prima ediție atunci, publica această parodie la drama shakespeariană. M-am gândit că nu are importanță unde locuiești, nu are importanță, știu eu, locul, ci important sunt oamenii și ideile pot apărea oriunde. Eminescu, vă amintesc, nu s-a născut în București. Și cred că lucrurile culturale pot fi, se pot naște și pot fi prin seriozitate și foarte multă muncă, dedicație, pot fi realizate oriunde. Dar, domnule Bădicioiu, ce faceți acolo concret? Cum se organizează acest festival? Am văzut că participă oameni din țară, dar și din străinătate. Anul acesta au fost reprezentați din vreo 16 țări înscriși. Ce se întâmplă acolo? Așa este. Am pornit la ediția întâi de la 35 și am ajuns la 80 la a doua, la 320 anul la ediția a treia, spre 400 și acum mizăm pe undeva pe la 5, poate 600 de oameni. Cum se întâmplă? În primul rând avem o pagină care poate fi accesată, www.romeojulietalamizil.ro. Oamenii intră acolo, în primul rând se documentează, pentru că lucrurile sunt foarte serioase, așezate acolo, se pot documenta să vadă merită, nu merită, cine a fost, ce a făcut, ce a fost pe aici, pe la Mizil, și după care se pot înscrie prin internet, online. Dacă nu reușesc așa, atunci au o adresă acolo, o adresă de poștă clasică. Se pot înscrie oamenii din România, dar și de oriunde, de pretutindeni, pentru că ne adresăm tinerilor români, de orice vârstă. Aici este un clou, pentru că noi înțelegem prin orice vârstă posibilitatea oricărui spirit tânăr, spirit spun, nu o vârstă fizică, biologică, de a participa la acest festival care desfințează toate granițele de consacrare literară, granițe de vârstă, știu eu, de volume publicate și așa mai departe. Pot participa, poate participa oricine. Drept urmare, la a doua sau la a treia ediție am avut doi câștigători foarte, să zic așa, antitetici în aparență. A câștigat un fost decan al Politehnicii la secțiunea Epigrame, un om extrem de serios, profesor universitar și așa mai departe, Corneliu Berbente, și la secțiunea Poezie, o tânără de 17 ani de prin Câmpina. Cine vă ajută în realizarea acestui festival? Pentru că mai ales în partea finală aduceți oameni acolo, sunt costuri, trebuie să-i cazați. Cum faceți? Vă ajută? Așa este. Da. Așa este, da. Nu se poate fără un sprijin esențial. În primul rând, Liceul Grigore Tocilescu, prin domnul director Victor Mina, în ultimele ediții am lucrat împreună, ne sprijină integral pentru realizarea acestui festival și, ca o paranteză, intenționăm să-l și înscriem la OSIM, pentru că, fără modestie, a căpătat oarecare notorietate culturală. Apoi, primăria Mizil, cu care colaborăm excelent, și vreau să menționez că, iată, în Mizil sunt două festivaluri de anvergură, mai este unul, se numește Agata Bacovia, organizat de primărie și este sora noastră geamănă, tot la ediția a cincea. Deci primăria, liceul ne ajută, firmele private de aici, nu pot da nume, dar sunt multe firme private, poate 5 spre 10, 6, 10 firme care ne ajută consistent, pentru că să știți că bugetul e unul destul de solid. Cam cât este? Ați precizat, se duce spre câteva mii de euro, 5-6 mii de euro. Ați precizat un nume, academicianul profesor universitar Solomon Marcus. Aș continua lista pentru că nu este unul mai prejos. Profesor universitar dr. Ștefan Cazimir, academician profesor universitar dr. Eugen Simion, criticul literar Daniel Crista Enache, scriitorul Corneliu Leu, George Stanca și așa mai departe. Sunt nume, zic eu, importante în cultura română. Mulțumesc mult, Laurențiu Bădicioiu, cred că va fi și RFI acolo ca să mediatizeze acest festival, care are loc la sfârșitul lui ianuarie, dacă nu mă înșel. Da, pe 30 ianuarie,
Și vreau să vă spun că... Nu puteți să o faceți în primăvară, totuși, dacă îmi permiteți. Nu că este... mai frumos primăvara, ca orice oraș din România. Să știți că mi-a spus adiacent o întrebare. De ce pe 30 ianuarie? Nu putem altfel, pentru că pe 30 ianuarie este Sfântul Grigorie, Ioan Grigorie și Vasile. Grigorie fiind Grigore Tocilescu, adică patronul spiritual al liceului nostru, și nu se poate în alt moment. Dar să știți că mai e o coincidență extraordinară. Pe 30 ianuarie anul acesta este o sărbătoare de care tot românul ar trebui să știe. Se împlinesc 100 de ani de la 150 de ani de la nașterea lui Caragiale și din 1912 100 de ani de la moarte. Deci vă dați seama, 30 ianuarie câte conotații culturale se întâmplă și iată, nu întâmplător, poate și la Mizil. Mulțumesc mult, Laurențiu Bădicioiu, foarte interesant. Romeo și Julieta la Mizil, așa se numește festivalul de epigrame, voi reuși până la urmă, festivalul de epigrame are și o pagină de internet. Stăm de vorbă, deci, către finalul emisiunii cu doamna Anda Becuț, care este director de cercetare la Centrul de Cercetare și Consultanță în domeniul culturii, și cu Stella Georgianu, jurnalistă la Dilema Veche. Ai fost la Mizil recent, Stella? Nu, n-am ajuns. E o ocazie. Dar este ocazie, exact. E foarte interesant ce se întâmplă acolo. Și Anda Becuț, vă întreb dacă mai aveți astfel de exemple în ultimii ani, pentru că, vedeți, acesta se întâmplă din 2007. Și celălalt festival despre care vorbea tot din 2007. Se întâmplă ceva, e mai bine în ultimii ani decât era înainte? Nu știu ce să vă spun, pentru că foarte mult a afectat și criza finanțările în domeniul culturii. Din 2007, bineînțeles, dacă sunt inițiative locale și primesc sprijin și din partea autorităților, au reușit să continue să ducă festivalul mai departe. Dar inițiative există, mai mult sau mai puțin locale. Există, de exemplu, Caravana TIF, da, care se întâmplă în ciuda dificultăților financiare. Din păcate, inițiativele acestea sunt de obicei din afara comunității și mai puțin sunt doar inițiative izolate. Ne-ar plăcea să existe mai multe inițiative locale. Pentru finalul emisiunii vă propun să aflăm cum mai arată azi un cămin cultural. Liliana Nicolae, reporter la Radio România Actualități și, aș spune, unul dintre cei mai buni reporteri radio din România, a scris un reportaj pentru Dilema Veche despre căminul din Năsturelu Teleorman. Andreea Pietroșel face rezumatul acestui reportaj. Căminul are la intrare o firmă ruginită pe care de-abia ghicești ce scrie. Câteva trepte tocite, tavanul periculos de șubred, tușumea crăpată. Căminul stă să pice. O parte din tavan a picat deja astăvară. Directorul căminului cultural este Florea Simion. El este și lăutarul satului și unul dintre cei care au construit căminul în 1954, când, copil fiind, a cărat cărămidă cu cărămidă. Căminul are un hol și două încăperi. Într-una dintre încăperi se organizează discoteca din când în când. Din tavan atârnă un minuscul glob cu oglinzi, iar pereții sunt acoperiți cu grafit primitive. Pe unul scrie mare în trei culori Welcome to the Danceland, în timp ce pe altul este desenat un balaur. Florea Simion este un om inimos, scrie Liliana Nicolae în reportajul din Dilema Veche. Grație lui, la Năsturelul există Taraful Dunărica și un ansamblu de dansuri care știe toate obiceiurile și dansurile locului. Tinerii nu fac treaba de mântuială, dimpotrivă, participă la festivaluri și concursuri pe care le și câștigă uneori. Ultima distinție obținută e marele premiu la un festival de folclor din Bulgaria. La Năsturelul, în Teleorman, există un proiect pentru repararea căminului cultural cu fonduri europene. Proiectul este aprobat, dar banii întârzie să vină. Concluzia și speranța reportajului, grație fondurilor europene și grație unui om ca Florea Simion, căminul ar putea să renască. Bani și inițiativă, despre asta este vorba, Stella Georgianu, o întrebare pe care o punem deseori, în ce măsură fondurile europene ar putea să ajute la dezvoltarea căminelor culturale. Am văzut că există exemple unde funcționează, dar încă o dată e vorba și aici și de dubla birocrație din România și de la Bruxelles. Normal că ar putea să ajute. Ideea este exact cum se tot vehiculează ideea să existe inițiativă din partea celor implicați, a localnicilor. Localnicii privesc așa către căminul cultural
Ca spre un bibelou le place să aibă un cămin cultural, se mândresc cu această instituție, dar nu prea știu ce să facă cu ea. Și bineînțeles că dacă ar avea idee, cred că ar exista și fonduri. Și Anda Becut, vă întreb pentru final, în ce măsură totuși căminele culturale, casele de cultură și spațiile publice culturale mai au un viitor? Pentru că ne uităm totuși din ce în ce mai mult, divertismentul e în spațiul domestic. Da? Ne distrăm, ne uităm la teatru, la televizor, pe internet, totul e la noi acasă, cu atât mai mult în astfel de zone. E adevărat, consumul s-a mutat în ultima perioadă în sfera domestică, dar cauzele sunt multiple și una dintre cauze poate să fie și lipsa de ofertă de ofertă culturală în spațiu public. Din nou, potrivit rezultatelor studiului nostru Barometrul de consum cultural, există un apetit pentru evenimente culturale în spațiu public. Lumea își dorește să meargă la evenimente culturale în spațiu public, în instituțiile culturale sau în orice alt tip de instituție sau chiar și la evenimentele culturale organizate în aer liber. Problema este de ofertă și cine se organizează să aducă această ofertă aproape de consumator. Și spuneați de fondurile europene, acestea într-adevăr pot să fie o oportunitate, dar din câte știu eu, în o componentă sau o linie de finanțare destinată activităților culturale nu există. În programul operațional regional Regio au fost inițiative ale administrațiilor locale de a îmbunătăți căminul cultural, de a renova căminul cultural, dar doar legat de partea de refacere și îmbunătățirea infrastructurii generale. Pentru a transforma apoi în discotecă. Da, ulterior nu se știe ce să se întâmple cu aceste cămine. Dar în mod cert potențial există, cerere din partea consumatorilor există. Nu facem, din punct de vedere al mutării consumului în spațiu domestic, nu facem discordanță față de ceea ce se întâmplă la nivel european. Datele Eurostat arată tot așa o retragere în spațiu domestic, datorită faptului că este mai ușor de accesat cultura prin mijloacele domestice, televizor, internet, dar totuși nu cred că se va ajunge la o ruptură față de consumul în cadrul unei comunități. Stella Georgianu, foarte pe scurt, cât de optimistă ești în privința viitorului căminului cultural? Totuși ești dintre noi trei, ești cel care merge cel mai mult pe teren și te tot întâlnești cu oameni și cu viața la sat. Sunt plină de speranță. Da. Mulțumesc foarte mult cu această frază pozitivă. Încheiem această emisiune, punerea pe gânduri. Ne reauzim săptămâna viitoare la RFI împreună cu Dilema Veche. Până joia viitoare, toate cele bune!